În săptămâna 17-23 august 2020, zodia Berbec este influențată și de luna nouă din data de 19 august. Această lună nouă se află în casa a cincea a creativității, a distracției, a copiilor, a iubirii. Este momentul, poate acum, pentru o poveste de dragoste, pentru distracție, pentru a fi mai creativ, pentru începuturi bune pentru copii, o veste bună despre un copil. Acțiunile neașteptate însă vă pot influența relația cu persoana iubită, cu copiii, cu familia. Pot să apară surprize legate de venituri, de finanțe și de cheltuieli. După 20 august puteți face inovații, proiecte noi în care credeți că trebuie să le faceți. Puteți obține satisfacții din muncă. Trebuie să aveți încredere în instinct, în intuiție. Din 22 august cu soarele în casa a șasea a locului de muncă, relațiile cu șefii sau colegii, de asemenea sănătatea, este bine aspectată. E bine să fiți mai organizați pentru a avea împliniri. Energia soarelui este benefică pentru reorganizarea vieții profesionale și nu trebuie să treceți în această perioadă cu vedere dieta, mișcarea fizică, sănătate. Pentru săptămâna 17-23 august 2020 avem și luna nouă din 19 august. De asemenea, aspectele majore astrologice ale săptămânii sunt următoarele. Soarele se află în conjuncție cu Mercur la 26 de grade în Leu, în data de 18 august. Este o conjuncție în combustie, o conjuncție care ne poate face mai dogmatici, încăpățânați, cu prejudecăți și subiectivitate crescută. Soarele se află de asemenea împreună cu Mercur, în trigon cu Marte, în perioada 17-19 august. Este o configurație care ne face să devenim mai îndrăzneți, încrezători, cu vitalitate crescută, gata să ignorăm pericolele, cu bună dispoziție și cu o predispoziție puternică la ironizarea celorlalți. De asemenea, energie pentru a duce orice proiect la bun sfârșit, forță mentală, dinamism, ingeniozitate și se poate remarca și originalitate mai multă în această perioadă, 17-19 august. Uranus în perioada 15-18 august, deci încă din săptămâna precedentă, se află în staționare. Din 18 august intră în mers aparent retrograd în Taur. Această acțiune a lui Uranus este o acțiune de generație. Revine la 10 de ani, nu ne influențează zilnic, dar totuși poate să aducă schimbări. Schimbări legate de eliminarea obstacolelor care ne îngrădesc libertatea, care ne țin legați de tradiții și ne eliberează astfel drumul spre viitor. Venus se află în sextil cu Uranus retrograd. Este susținută popularitatea, inventivitatea, creativitatea, norocul, speculațiile financiare, dorința de a obține libertatea și aventura, intuiția, inteligența, utilizarea unor prieteni utili și influenți. Marte este în cuadratură cu Pluton, retrograd, dar și cu Saturn retrograd. Este susținută maturizarea, îmbătrânirea, răzbunarea și retenia, cinismul, extravaganța, libertinajul, suspiciunea, riscurile de accidente, nenorocul, posibilele necazuri cu legea chiar.
duritatea, lipsa încrederii în ceilalți, cearta, utilizarea forței fizice, energia mentală pusă în scopuri egoiste și destructive. Marte se află în trigon cu Soarele și cu Mercur. Aduce abundență de energie, vitalitate bună, curaj pentru a face față celor mai mari greutăți, ingeniozitate, entuziasm care poate fi cu mare ușurință împărtășit și celorlalți, dar de asemenea se poate exprima cu mare ușurință, ironie la adresa celorlalți. Neptun este retrograd, dar aflându-se în sextil cu Jupiter, retrograd și el, și cu Pluton, retrograd de asemenea. Este susținut misticismul, intuiția, atracția pentru activitățile oculte. Cunoașterea în domeniul spiritual poate să ajute să depășească problemele. Aceste aspecte sunt favorabile mai ales în afaceri, unde vă bazați pe cinste, pe hotărâre, pe încredere în forțele proprii. Luna nouă din 19 august se perfectează la ora 5:42 de minute, la 27 de grade în zodia Leu. Este susținută armonia, dar în același timp depresia, supra-solicitarea fizică, echilibrul și realizările în orice domeniu. Aduce începuturi noi. Acum putem gândi la ceea ce ne dorim să schimbăm sau la ceea ce vrem să avem nou în viața noastră. Luna nouă aduce începuturi și schimbări și cei născuți în jurul datei de 19 august, de asemenea cei născuți în februarie, în luna mai sau în luna noiembrie, vor simți energia acestei luni noi mult mai puternic decât ceilalți. Fapt valabil și pentru cei cu planete în apropierea gradului 27 din Leu, pe harta natală, bineînțeles. Momentul este prielnic pentru viața sentimentală, pentru relații și prietenii noi, pentru creativitate, pentru evenimente sociale, pentru distracție, pentru împlinirea dorinței de a avea un copil sau de a vă ajuta copilul. Creația este susținută, fiind un moment benefic. Mercur este în Fecioară în data de 20 august. Este în domiciliu, e o poziție foarte puternică, mintea este rațională, poate să analizeze cu ușurință idei, informații, cu o puternică tendință spre critică. Mercur ne conduce ideile, procesarea informației, comunicare. Comunicarea este eficientă, gândirea este bună, este axată pe mental, pe progres, vorbirea este directă, la obiect, sunt adunate informații, analizate, este asigurat progresul, este folosit cu succes discernământul, mai ales dacă vă păstrați calmul și mai ales în situațiile în care gestionați și controlați cu atenție comunicare. Acum se poate analiza organizarea detaliilor, soluționarea problemelor, diverse situații pot fi analizate ușor, de asemenea tendință spre spirit caritabil de a ajuta pe ceilalți, dezvoltarea de abilități, comunicare, gândire. Este o configurație bună pentru a face mișcare, pentru a începe o dietă, pentru a elimina ceea ce nu este util. Soarele, așa cum am spus mai devreme, ajunge în zodia Fecioară, în 22 august. Este peregrin într-o zodie de pământ, o zodie materială, în care spiritul apelează la detalii
și la rutină, unde este de fapt descoperită inteligența și ordinea din univers. De asemenea, Uranus este retrograd, aflându-se în cuadratură cu Saturn retrograd și el. Este o configurație astrală care susține asprime, rigiditatea, lipsa sensibilității, duritate, generarea de nervozitate, de instabilitate și chiar de represiune la acțiunile altora. Venus se află în opoziție cu Saturn retrograd, dar și cu Jupiter retrograd și imprimă, împreună cu acestea, dorința de lux, apariția de obstacole în atingerea scopurilor, nepriceperea la afaceri cu o astfel de configurație astrală poate să ducă uneori la faliment, în dragoste și căsătorie la supărări